Sâmbătă sunt așteptați să sosească primii artiști plastici care vor participa la tabăra de pictură realizată de Cenaclul Ide Negulici, Casa de Cultură Tudor Mușatescu și Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România. Tabăra a ajuns la cea de-a 29-a ediție și timp de o săptămână artiștii plastici vor avea ocazia să reproducă pe pânză frumusețile mușcelului de la poalele munților Iezăr. Sâmbătă 25 iulie începem șantierul Tabăra de Pictură a Cenaclului Ide Negulici, așa cum am obișnuit artiștii noștri. Anul acesta vom desfășura această tabără la Cabana Voina, o zonă destul de interesantă și pitorească pentru artiștii noștri. Am intitulat tabăra aceasta Tainele Munților. Vrem ca anul acesta să descoperim în această zonă, prin lucrările efectuate de artiști, instantanee și imagini care arată și demonstrează frumusețea locurilor în care trăim. Sunt invitați în tabără mai mulți pictori, 18 pictori din mai multe zone ale țării și, bineînțeles, din Cenacul Ide Negulici. Dar trebuie să precizez că această tabără se află la ediția 29-a a Cenaclului și a 11-a într-o colaborare cu Asociația Localităților Istorice și de Artă, deci de Artă din România, ALZIAR. Așadar, prin această colaborare, această asociație vine cu câțiva pictori destul de bine cunoscuți la nivel național în această tabără. Duminică vom face deschiderea taberei și, bineînțeles, în cadrul legal și conform legilor și reglementărilor în vigoare, avem grijă ca totul să decurgă normal și într-un cadru de securitate. Pictorii au la dispoziție tot ce trebuie, așadar așteptăm cu drag momentul deschiderii și apoi derulării șantierului plastic. Pentru a încununa munca artiștilor din această tabără, joi 30 iulie va fi organizată o expoziție la Cabana Voina cu lucrările artiștilor.